Joi 7 decembrie, cu începere de la ora 11, în sala de sport de la școala gimnazială Nanu Mușcel, s-au disputat jocurile din cadrul etapei municipale a Olimpiadei Sportului Școlar la Fotbal, rezervată elevilor Under 12. Au participat echipele reprezentând Colegiul Național din Nicu Golescu, pregătită de profesor Bogdan Drăgănescu, școala gimnazială Sfântul Iacob, pregătită de profesor Cristina Durcioman, respectiv echipa unității de învățământ care a găzduit întrecerea, pregătită de profesor Alberto Tonghioiu. În primul joc, în teren s-au aflat tinerii fotbaliști de la Colegiul Dinicu Golescu și Școala Sfântul Iacob. Un meci de mare luptă în care s-a pus mult suflet și ambiție, încheiat la egalitate 2-2. Cel puțin la fel de disputată a fost și cea de-a doua partidă, în care au intrat pe teren fotbaliștii de la școala ce a găzduit competiția pentru a înfrunta pe colegii lor de la Dinicu Golescu. Suspansul avea să se mențină și după acest joc, în care niciuna dintre combatante nu a reușit să obțină victoria, meciul terminându-se tot cu o remiză, scor 1-1. Jocul decisiv s-a disputat între micuții fotbaliști de la școlile gimnaziale Nanu Mușcel, respectiv Sfântul Iacob. Cei care s-au dovedit mai proaspeți și totodată mai determinați au fost sportivii din formația gazdă, care au reușit să câștige partida cu scorul de 2-0, implicit titlul de campioană la faza pe municipiu la această categorie de vârstă. La festivitatea de la finalul etapei, căpitanii celor trei formații au primit câte o diplomă, iar echipa școlii gimnaziale Nanu Mușcel va reprezenta municipiul Câmpulung în următoarea competiție. Vă mulțumim tuturor pentru participare, cu toate că la sfârșit s-a cam încins părința, dar nu e nicio problemă. Vă rugăm frumos, puțin atenție, locul 3. Reprezentând școala gimnazială Sfântul Iacob. Cine e capitanul? Capitanul de la Sfântul Iacob. Locul 2, Dinicu Golescu, capitanul. Thank you.